Paul Hertz, director la NASA. Dacă ați ști numai o fracțiune din lucrurile cu care ne ocupăm, nu ați mai dormi noaptea. Paul Hertz, directorul diviziei de astrofizică din cadrul NASA, a produs recent emoții în tabăra oamenilor de știință tradiționali. Dacă ați ști numai o fracțiune din lucrurile cu care ne ocupăm, nu ați mai dormi noaptea, vă asigur, a declarat astrofizicianul american. După cum bine se știe, NASA este o organizație militarizată aflată în subordinea Pentagonului. Pretențiile societății civile de a ști cu ce se ocupă NASA sunt neadecvate, ca să nu mai spun mai mult. Informații despre descoperiri făcute în spațiul cosmic de această organizație ultrasecretă și fotografiile realizate în timpul misiunilor spațiale sunt clasificate. Activitățile desfășurate de către NASA au două componente principale. O componentă civilă, care include zboruri cu astronave cunoscute, ce prevede difuzarea prin mass media internațională a unor informații și fotografii pentru uzul populației civile, și o componentă militară secretă, în care se folosesc aparate de zbor cu propulsii antigravitaționale ce dezvoltă viteze de zbor practic instantanee. NASA nu divulgă descoperirile făcute în timpul misiunilor spațiale. De pildă, autorul a localizat prin teledetecție extrasenzorială vestigii arheologice în subsolul planetei Marte. Am anunțat acest lucru în revista Journal Paranormal, prin articolul intitulat „Au fost descoperite vestigii arheologice în subsolul planetei Marte”, apărută la data de 27 august 2013. Abia în anul următor, NASA a dat publicității imagini retușate, surprinse de sateliții Google Maps, prin care se confirmă descoperirea făcută de autor. Structuri materiale existente în subsolul planetei Marte, confirmate de sateliții Google Maps. NASA deține în spațiul cosmic și o divizie de combatanți militari specializați în războiul extraterestru. Și alte agenții spațiale elaborează proiecte similare. Ce provoacă insomnii specialiștilor din divizia de astrofizică din cadrul NASA? Potrivit unor informații prelevate din surse confidențiale, neconfirmate în mod oficial, specia umană trebuie să evacueze Terra până la finele acestui secol din cauza ravagiilor comise de către omenire pe planeta Pământ. La această acțiune faraonică participă și alte agenții spațiale. Problema acută este reprezentată de faptul că trebuie mutată o mare parte din populația terestră pe o exoplanetă situată în afara sistemului nostru solar, respectându-se întrucâtva preferințele climaterice ale raselor umane terestre. Dacă nu se va realiza un compromis asupra împărțirii zonelor geografice pe noua planetă, este posibil ca în viitorul apropiat să fie declanșat un război între pământeni în spațiul cosmic cu urmări catastrofale pentru specia umană, război în care să fie atrase și entități extraterestre, care vor tranșa problema în mod radical. Nu credeți? Mai gândiți-vă! Până atunci, nu neglijați avertismentul lansat recent de Paul Hertz, directorul diviziei de astrofizică din cadrul NASA. Ce fac pământenii în acest timp? Se dușmănesc, se fură și se omoară între ei, potrivit cu instinctele lor primitive, moștenite de-a lungul generațiilor. Guvernul Finlandei a recunoscut în mod oficial că a construit în secret un oraș subteran pentru 600.000 de locuitori.
Deci și alternativa 2 rămâne în vigoare, privind retragerea elitelor omenirii în adâncul pământului. Puteți viziona în curând și documentarul Secrete guvernamentale, orașe subterane pentru zeci de mii de locuitori. Intră zilnic pe canalul de YouTube Descoperă Lumea TV și abonează-te pentru a urmări cele mai variate și interesante documentare. Vă mulțumim!